ziua și bine v-am găsit la Telejurnal. Iată principalele subiecte. 145 de cazuri noi de infecție cu virusul COVID-19 au fost confirmate în ultimele 24 de ore după procesarea a 640 de probe. Conform datelor oficiale, 67 de persoane și-au pierdut viața din cauza complicațiilor provocate de virus. În ultimele 24 de ore au traversat granița Republicii Moldova numai 1069 de persoane, spre deosebire de peste 32.000 în aceeași perioadă a anului trecut. Chiar dacă sunt la mii de kilometri de casă, basarabenii nu dau uitării tradițiile și, an de an, sărbătoresc Paștile respectând vechile datini strămoșești. În Republica Moldova, 212 pacienți infectați cu noul coronavirus sunt în stare gravă. Dintre aceștia, 14 sunt conectați la aparatele de respirație artificială. Ministrul Sănătății Viorica Dumbrăveanu spune că până acum 2472 de persoane au fost testate pozitiv la infecția cu COVID-19. Conform datelor oficiale, 67 de persoane și-au pierdut viața din cauza complicațiilor provocate de virus. 212 persoane sunt în stare gravă, cu gravitate medie, 558 persoane și stare satisfăcătoare în rest. Cu regret avem 14 persoane, 9 la Spitalul Clinic Republican și 5 la Institutul de Medicină Urgentă, care sunt la respirație artificială. Total avem tratate 478 de persoane pe parcursul zilei de ieri, au fost externate 21 de persoane. Ai observat mai mult de 3 persoane care se plimbă nestingherit în spațiile publice? Cunoști persoane care trebuie să stea în regim de autoizolare, dar au ieșit afară? Ai observat localuri, magazine și alte spații publice care, în loc să fie închise, activează? Informează poliția despre aceste încălcări la 112. Împreună oprim răspândirea coronavirusului. De Paști, punctele de trecere a frontierei Republicii Moldova au fost mai mult goale. În ultimele 24 de ore au traversat granița numai 1069 de persoane, spre deosebire de peste 32.000 în aceeași perioadă a anului trecut. Dintre acestea, 660 de persoane au intrat în țară venind din România. Pentru a împiedica răspândirea COVID-19, poliția de frontieră îndeamnă și în continuare participanții la traficul transfrontalier să amâne călătoriile care nu sunt urgente. Un avion cu 50 de tone de consumabile medicale a aterizat aseară pe aeroportul internațional Chișinău venind din China. Președintele Igor Dodon a organizat o ceremonie de primire alături de ambasadorii Federației Ruse și Republicii Populare Chineze. Ba mai mult, într-o postare pe Facebook, Dodon a făcut referire la un lot umanitar, când, de fapt, toate materialele au fost cumpărate din banii locuitorilor Republicii Moldova. Mai exact, jumătate din cantitate a fost achiziționată din donații, iar cealaltă jumătate cu bani din buget. Lotul include peste 80.000 de teste de depistare a noului coronavirus, 280.000 de măști cu respiratoare, 600.000 de perechi de mănuși medicale, 50.000 de ecrane și ochelari, combinezoane și de protecție pentru medici și alte consumabile.
elicopter al Marinei Militare franceze livrează ajutoare pentru populația din teritoriile franceze de peste mări din Caraibe. La bordul navei se află și un spital militar și materiale sanitare, 1 milion de măști de protecție și dezinfectant pentru mâini. Medicii militari participă la tratarea celor infectați, iar pacienții în stare gravă sunt transferați pe coasta Americii de Sud, de unde sunt transportați cu avioanele în Franța. Intervenția face parte din operațiunea Resilience, lansată de președintele Emmanuel Macron. Israelienii au găsit o metodă inedită pentru a crește viteza testelor pentru COVID-19. O gheretă stradală izolată. Este izolată perfect, iar medicul sau asistentul aflat în interior este protejat. Și sudcoreenii au inovat metoda de testare a infectării cu noul coronavirus. Persoana care face recoltarea este protejată de un geam de sticlă și de mănuși de cauciuc exterioare. Cel care solicită testarea se apropie, iar asistentul prelevează exudat faringian și secreție nazală. Apoi, mănușile sunt sterilizate pentru următorul pacient. Rezultatul testului este înregistrat în istoricul electronic al pacientului. This new and safe station provides us the opportunity to do faster tests without putting a lot of equipment on the staff member. He's fully protected inside the unit, and it doesn't come with a close contact to the patient itself. It doesn't come to a contact at all, actually. And the patient comes here, stands for a few minutes, it takes about 4 minutes, and then he can go away. O companie farmaceutică din Coreea de Sud recomandă utilizarea complementară a două teste pentru COVID-19, cel numit PCR și cel care evaluează concentrația de anticorpi. Primul este foarte util în faza timpurie a bolii, cel de-al doilea după 2 săptămâni, când are o acuratețe de 80-90%. Kijone în rapid test, imsen jindan kit 같은 경우는 숫자를 주지 못하는데요. 저희는 거기 숫자를 줘서 이 상대적인 양이 얼마인지를 표시할 수 있습니다. 따라서 처음에 한 번을 찍었을 때는 저희가 숫자가 하나지만 두 번을 찍었을 때는 Coreea de Sud, foarte afectată de epidemie, imediat după China, a dus o campanie agresivă de testare, dezinfecție și carantinare, care a dus la reducerea spectaculoasă a numărului infectărilor. Cum să ciocnești ouă roșii, dar să păstrezi și distanța socială, este o dilemă a mai multor credincioși ce vor să păstreze strict tradiția. Autoizolarea ne-a făcut însă creativ și am găsit soluția imediat. O vedeți și voi în doar câteva momente în Telejurnal. Stați aproape! Nici miile de kilometri ce-i desparte de casă nu i-au făcut pe basarabeni să dea uitării tradițiilor de Paști. Ba din potrivă, dorul de patrie este atât de mare încât an de an celebrează Sfintele Sărbători Pascale respectând vechile tradiții strămoșești. Pe mesele lor se regăsesc Pasca, cozonacul și ouăle roșii care au gustul de acasă. În reportajul ce urmează vedem cum basarabenii din toate colțurile lumii au sărbătorit Învierea Domnului. Pentru micuții David și Damian, dimineața Paștelui a început la fel ca pentru orice alt copil din Republica Moldova, cu renumitul obicei de a-și spăla fața cu apă în care au pus ouă și bani. Ce mama a pregătit! Oh, ce mama a pregătit! Să fim curajoși, bucuroși, mai apoi, întreaga familie a pregătit tradițional la masă de Paști. Am pune Pasca. Hristos a înviat! Acum o ușoarele. Hristos a înviat! Cu adevărat a înviat! Doar că înainte de a gusta din bucate, toți au ciocnit câte un ou roșu. Această tradiție este preferată a copiilor. Ei au transformat-o într-un adevărat concurs. Să vedem cine mai puternic. Eu! Să vedem. Hristos a înviat! Hristos a înviat! Cu adevărat înviat. Doamne, mama! Ai câștigat! Hristos a înviat! Cu adevărat înviat! Cu adevărat înviat! Ura, eu am câștigat! Și așa în fiecare an, de aproape un deceniu. De atâta timp, familia Dem e stabilită în Canada. De 9 ani sărbătorim Paștele departe de casă și cu fiecare an adăugat dorul este tot mai intens. De aceea ne străduim să păstrăm tradițiile noastre, să le transmitem copiilor. Mereu vom face pască, cozonac, vopsim ouă. De obicei mergem la slujba de înviere, după care avem o parte din familie aici, sărbătorim cu familia dimineața, după care ne vedem cu prietenii pe care i-am cunoscut aici.
În Moreal, comunitatea de moldoveni este destul de mare, așa că suntem binecuvântați. Paștele îl fac și ei numai în casă, întrucât pandemia de coronavirus a lovit dur și în Canada. Stăm acasă. Deja de o lună suntem în carantină. Restricțiile impuse de autoritățile canadiene nu ne permit să ne întâlnim cu rudele, prietenii, amenzile fiind foarte mari, de la 1.000 la 6.000 de dolari. Așa că slujba de înviere privită online. Dimineața am întâlnit în sânul familiei, apoi o să vorbim pe Skype cu rudele și prietenii din Moldova, chiar și din Canada. Paște fericit din Canada pentru țara noastră Moldova! Multă bucurie! Astăzi Paștele a fost sărbătorit chiar și mai departe, în America de Sud, mai exact în Chile. Larisa Culeac trăiește acolo de un deceniu. Când s-a mutat în Chile, a luat cu ea și cele mai frumoase obiceiuri pascale. Așa că în fiecare an coace cozonac și pască. Noi aici ne unim cu o comunitate de români și împărtășim această sărbătoare împreună. Dar nu lipsesc, știi, și a doua celebrare, a doua oară pentru cei dragi de acasă și încercăm tot timpul să avem cel puțin câteva ouă brusite și cozonac. Eu încerc să mă bucur pentru cei care într-adevăr celebrează această sărbătoare și sunt într-adevăr cu gândul și cu inima spre ceea ce significă cu adevărat Paștele. Totodată, basarabenii din întreaga lume s-au mobilizat și au trimis o felicitare video pentru cei de acasă. Din Germania, Rusia, Luxemburg și până în Italia, Elveția și SUA sau alte țări, toți basarabenii de acolo au ciocnit ouăle în mod virtual și ne-a urat un Paște binecuvântat. Autoizolarea ne face și mai creativi. Fiind o familie unită, noi, echipa știrilor TVR Moldova, ne-am dorit să ciocnim câte un ou, dar pentru a păstra și distanța socială, am mutat tradiția pe internet. Așa că tradiționalul ritual pascal l-am făcut în mod virtual. Atât pentru această oră, cu mai multe informații, vă așteptăm la telejurnalul orei 18. Rămâneți cu TVR Moldova, eu sunt Victoria Ocare și vă mulțumesc pentru atenție. O zi frumoasă vă doresc, la revedere!